Aloha, prieteni, și bine ați venit la AMOS Varu. Eu sunt AMOS. Astăzi vom vorbi despre Federația Galactică, o prezentare generală și despre tot ceea ce se întâmplă acum, în momentul de față, toate actualizările necesare și pe care umanitatea este bine să le cunoască. Această discuție a fost purtată între Zvaru X, Gosia și Robert. Cu acestea fiind spuse, să începem. Dar, înainte să începem, vreau să vă readuc aminte că pe canalul de YouTube Amozvaru se găsesc două videoclipuri în care se prezintă diferențele între Zvaru cine este Zvaru, numerele toate Zvaru și diferența între iazii și Zvaru. Ar fi bine ca să le vizionați pentru a putea înțelege mai bine cine este Zvaru. Acum, chiar că acestea fiind spuse, putem începe. Federația Galactică. Ce este? Taigeta și Federația. Acuzări reciproce. Prezentare generală, funcții, obiective în spațiu. Federația, cunoscută și sub numele de Federația Unită a Planetelor, utilizând termeni umani, este o organizație multiculturală, multiplanetară și multidensitate foarte mare, fondată chiar după Marea Expansiune din Lira, unde erau mai multe rase cu aspect uman, fiind persecutați de specii regresive sau roide pe măsură ce istoria merge. Notă Amos Aveți tot pe canalul Amos Varu de YouTube patru videoclipuri în care vă explică istoria ascunsă a umanității. Și acolo o să vi se, vi se expun mai multe informații cum a apărut această Federație a Planetelor Unite și ceea ce s-a întâmplat cu în cosmos, în galaxie, în univers, cu toate rasele. Mergem mai departe. Această federație a fost fondată de trei specii principale: Andromedani, Arcturieni și Lirieni, reprezentați de cele trei stele principale strălucitoare în sigla federației, deși există multe alte rase care pot fi considerate ca și fondatori. Scopul sau principal este de a stabili alianțe pentru a face față amenințărilor și problemelor în spațiu, și poate fi considerată o extindere a organizației originale pe care andromedanii o aveau deja, cunoscută sub numele de Consiliul Andromeda sau Andromedan. Pentru a include mai multe rase toate cu scopul de a stabili acorduri și tratate comerciale și de siguranță. Federația ar trebui să fie oficial super organizație mare pentru a asigura pacea și interacțiunile bune între membrii săi și chiar să asigure cel mai bun mod posibil de a gestiona alte persoane sau rase care nu sunt membre oficiale cum ar fi rasele mai mici care se află încă într-o etapă preindustrială. Aproape orice specie interstelară ar putea aplica la dorința de a fi membru atâta timp cât este o rasă interstelară și respectoasă, cu dorințe clare de a se înțelege și de a coopera cu celelalte deja incluse în federație. Cu celelalte rase deja inclusă în Federație. După cum s-a menționat mai sus, rolul principal al Federației este de a reuni civilizații și culturi similare cu toate speciile, astfel încât să poată coopera, interacționa într-un mod sigur și progresiv, productiv, oferindu-le tuturor un cadru de reguli legale, etice și morale pe care să le urmeze pentru a garanta pe cât posibil o relație pașnică între membrii săi. Una din cerințele principale pentru aderarea la federație, ca specie, este să fii interstelar, deși există câteva excepții. Ideea este că atunci când o specie este interstelare, este conștientă în mod natural de progresele culturale, științifice și tehnologice dintre celelalte, precum și de implicațiile morale și etice ale acestor progrese în toate formele, știind că a fi interstelar înseamnă de asemenea că au un efect clar de partajare culturală între membrii. Și civilizațiile non-interstelare ar fi în esență izolate și în propriul lor tărâm sau realitate, cu puțină sau deloc influență culturală transversală cu exteriorul. Deci, a fost considerat corect, din punct de vedere etic, să se limiteze cât mai mult posibil contactul cu culturile și civilizațiile non-interstelare. Există câteva excepții de la această regulă, așa cum se întâmplă cu civilizațiile care nu sunt interstelare prin alegere, dar dețin cunoștințe trecut și înțelepciune interstelare clare. Deci, din punctul de vedere al minții și al conștiinței lor, aceste civilizații ar fi de asemenea considerate ca interstelare, chiar dacă sunt limitate fizic la planetă sau planetele lor specifice. Deși federația se referă la sistemul sau organizația găsită în ceea ce s-ar putea numi 5D, din lipsa unei referințe mai bune, în realitate transcede densitățile ca atare, astfel federația poate fi găsită în aproape toate densitățile, toate interconectate și influențând toate nivelurile. Unii ar putea spune că federația poate fi găsită de la 3D până la 9D și mai sus, folosind termeni foarte umanizați, deoarece, din punctul meu de vedere, nu există densități ca atare. Și ceea ce oamenii numesc densitate nu este altceva decât un set al nivelurilor într-un gradient de conștiință și conștientizare deținute de un anumit individ sau prin acorduri în cadrul unui grup de indivizi. Și din punctul de vedere al percepției, în special, dar nu numai al indivizilor care dețin un nivel inferior sau mai puțin extins de conștiință-conștientizare, oamenii și tărâmurile lor, lumile care dețin un grad superior al aceleiași conștiințe-conștientizare, nu sunt doar de neînțeles din acel nivel inferior punct de înțelegere, dar esențial, invizibil și pentru ei. Practic, deoarece nu au un nivel de conștientizare necesar chiar pentru a decoda sau înțelege ceea ce ar putea fi foarte bine chiar în fața lor, creând astfel ideea. De tărâmuri superioare, densități mai mari și totuși pot fi catalogate. Deci, ținând seama de cele de mai sus, federația există prin natură în toate nivelurile și tărâmurile existenței, oricum ar putea fi numite, cu schimbările evidente în structura sa, în funcție de ceea ce este necesar pentru fiecare nivel de înțelegere a conștientizării. Structura internă a federației este cea a unei societăți holografice cu un aspect clar, clasic al Consiliului Andromedan, unde o serie de consilii, începând de la cele mici, locale, cum ar fi cele care aparțin unui oraș mic, alcătuiesc consilii mai mari din, dintr-o întreagă regiune și, cele la rând, și ele, la rândul lor, a unei regiuni mai mari. A unei planete sau a unui grup de planete sau chiar a unor constelații. Acestea sunt de obicei alcătuite din cetățeni din zona respectivului Consiliu Specific. Și atunci când o problemă specifică nu poate fi rezolvată de un nivel, aceștia caută imediat ajutor din partea Consiliului, imediat la nivelul mai extins, de deasupra lor, și așa mai departe. După ce se obține puterea mentală și resursele necesare pentru a putea rezolva orice problemă, este la îndemână. După cum era de așteptat, pentru fiecare membru, fie că este vorba de o singură persoană sau de o întreagă civilizație sau de un grup de civilizații, federația va desemna o sarcină sau sarcini în funcție de capacitatea și expertiza lor. Deci, în cadrul federației, în cadrul membrilor, unele rase vor fi mai mult în distribuirea resurselor alimentare și materiale, altele în cercetarea științifică și tehnologică și în avans, iar altele în apărare și operațiuni militare stabilite cu misiunea de a proteja și a proteja membrii, precum și de a aplica regulile și legile federației. Astfel cum a fost convenit de Consiliu. Legea Federației este de asemenea cunoscută sub numele de Legea Spațială și este aproape identică cu ceea ce pe Pământ se numește Legea Maritimă. Probabil că conceptele de drept maritim al Pământului, al Pământului au fost însămânțate de membrii Federației cumva și la un moment dat. Funcții și obiective cu privire la Pământ. Aș putea scrie o carte întreagă încercând să explic ce fac cu Pământul, obiectivele și obiectivele lor. Și foarte bine ar putea fi considerat a fi chiar nucleul și motivul tuturor acestor comunicări în general, dar menținându-l cât mai simplu posibil. Pot exista multe modalități de a. Interpreta ceea ce face Federația pe Pământ și obiectivele sale, și fiind un subiect extrem de complex, toate aspectele nu pot fi luate în considerare aici simultan. De asemenea, trebuie să mai menționăm că multe pot părea să le anuleze pe altele sau să aibă o natură aparent contradictorie. Federația a izolat Pământul ca un regim planetar, izolat din punct de vedere autonom, izolat tehnologic, printr-o cupolă cu energie ridicată și informație mentală, păstrat artificial într-o stare de conștiință și conștientizare inferioară, pentru a asigura un anumit tip de experiență pentru oamenii sau locuitorii din cadrul lui. Deși cupola electromagnetică eterică, cunoscută sub numele de centurile Van Allen, care nu trebuie confundată cu magnetosfera, dar acestea sunt înrudite, ajută la menținerea tărâmului Pământului într-o într anumită frecvență mai mică de percepție a conștientizării necesară pentru a garanta experiența dorită pentru locuitorii săi principalul sistem sau cauza cu care federația ține pământul într-o astfel de frecvență specifică a stării de gândire, gândire este folosirea controlului percepției și a controlului mental avansat în care oamenii vor fabrica pentru ei înșiși lumea individuală și colectivă ghidată de aceste sisteme de control. Notă AMOS, adică Oamenilor le este manipulată percepția de către federație, iar cum se știe că ființele liriene, adică noi oamenii, suntem creatori, manipulându-ne uh, percepția, începem să cre creem lucruri și situații noi înșine da, pentru noi chiar dacă este în defavoarea noastră, dar manipulându-ne uh, percepția, noi nici măcar nu știm că creăm aceste lucruri. Deci este o manipulare, nu este vorba de benzile Van Allen, este o manipulare directă a Federației către oamenii Pământului. Am încheiat această notă. Ideea de bază, deși ar putea exista nenumărate interpretări, este de a crea un set specific de experiențe dure, cu ajutorul cărora să se încurajeze autocreșterea indivizilor din interiorul acesteia, stimulând expansiunea conștiinței membrilor săi și a întregului univers, calea spre Sursa însăși. Notă amos, adică să-ți dea cu parul în cap ca să poți să înțelegi mai bine, să reacționezi. Cam așa este, da? Există mai multe metode de a învăța, de a îndruma, de a ghida. Dacă uh, te consideri ghid, nu e neapărat nevoie să utilizezi aceste metode. Și pentru asta există aceste uh, divergențe între federație și unele rase. Uh, toate sunt pozitive, dar unele rase care nu sunt de acord cu comportamentul federației față de pământ și cu metodele federației față de pământeni. Mergem mai departe. Diverse departamente de rase și sarcini. Acest subiect este dificil de precizat, deoarece multe rase fac multe lucruri, întrucât rasele sunt formate din oameni cu niveluri diferite de expertiză și interese. De asemenea, anumite specii sau civilizații vor fi supuse sau vor îndeplini sarcini diferite în funcție de locul sau locația din spațiu unde pot fi și de sarcina și obiectivele fiecarei locații specifice. Dar cu privire la pământ, în mod specific și la simplificarea lucrurilor, Andromedanii oferă locații logistice și de consiliu de unde pot fi efectuate comanda și controlul deși se știe că sunt implicați în ajutor spiritual, etic și tehnologic atunci când este nevoie. Arcturienii oferă practic aceleași lucru, aceleași lucru ca andromedanii, dar fiind mai înclinați din punct de vedere tehnologic, îndeplinesc și sarcini care se potrivesc cu expertiza lor ca constructori primari sau aproape orice. Cu o parte clară de consiliere și îndrumare spirituală. Antarienii oferă linii de aprovizionare de tip militar pentru toată lumea, precum și oferă o plasă largă de supraveghere în jurul întregului sistem solar, aici. Centaurii, cunoscuți și sub numele de alfrateeni, furnizează puterea și acțiunile militare principale în mod asemănător poliției, menținând pământul izolat cât mai mult posibil, așa cum este dictat de ceea ce a fost decis de Consiliu în cadrul Federației. Alte rase, precum sirusienii, printre altele, oferă o gamă largă de funcții, cum ar fi backup și îndrumarea pentru restul membrilor. Cantitatea și varietatea cooperării raselor stelare pentru Pământ este mare și variată. Mergem mai departe cu implicarea Taigeta cu Federația de-a lungul timpului. Consiliul Pleiadian M45 al Sione, care unește și vede pentru interesele tuturor raselor și sau civilizațiilor interstelare sau nu, în interiorul sau în cadrul sistemului stelar al pleiadelor, s-a format independent de federație și s-a alăturat doar mult timp după aceea și în bloc, ceea ce înseamnă că toate rasele care sunt membre ale Consiliului al Sione, s-a alăturat federației prin Consiliul al și nu independent, una câte una, și aceasta este cazul și Taigetei. De-a lungul timpului, Taigeta, cunoscută local ca Mama, a participat independent la afacerile federației, nu prin alțione, ajutând la explorarea, cartografierea spațială, progrese științifice și, de asemenea, a participat la acțiuni militare care aplică legea spațială a Federației, așa cum a fost în cazul războaielor Tiamat. Participarea directă a taigetienilor cu Federația nu a fost întotdeauna continuă, având loc doar atunci când interesele lor se încrucișează sau Federația le-a cerut direct ajutor sau participarea. Mai recent, pe pământ, taigetienii s-au implicat activ în afacerile pământului încă din 12500 de ani înaintea lui Hristos, și cu o creștere intensă a activității din 1919, participând la aplicarea legii spațiale, fără intervenție în domeniul legii din 1953. Până în 2018, din 2017 până în 2021, când scriu aceste cuvinte, a jucat un rol mai mult de observație, întrucât, în 2018, Taigeta însuși a suferit o transformare politică internă, atunci când Alenim I din Temer a fost înfițată de oamenii din Taigeta. Ca regină a lor. Notă Amos. Alenim are 21 de ani, este liderul expediției la nivelul șefului statului și este proprietara navei Toleca. Ea este cea care vede pentru toată lumea și care susține echipele din Temer. De asemenea, este cea care comunică și stabilește relații cordiale și politice cu alte rase în apropierea navei. Totul funcționează datorită ei și ea este cea care face totul posibil. În plus, face parte din linia regală alexandrină cu prezență în timpurile străvechi aici pe pământ. Atenție! Nu are nici o comparație cu responsabilitățile comportamentului și comportamentul de fapt cu nimic din regalitatea pământeană am încheiat această notă. Iar această notă a fost un extras din tripulația navei Tolega, care se găsește pe pagina de Facebook a Varu. Mergem mai departe. Aleni, ea, este mai puțin înclinată spre soluții militare și mai mult spre rezolvarea tuturor lucrurilor cu mintea, conștiința și spiritualitatea. Aceasta, această schimbare a supărat multe părți sau interese în niveluri de umbre în cadrul federației. Chiar înainte de 2018, Taigeta a fost una din principalele forțe militare în slujba federației, și de îndată ce Alenim a venit la putere, totul s-a schimbat înspre spiritual. Notă Amos din toate cunoștințele pe care eu le am acumulat în atâți ani despre taigeta, toate informațiile, da. Taigeta este, este într-o mare schimbare și într-o mare dezvoltare spirituală, or să treabă, bineînțeles odată cu aceste schimbări în acest cadran al galaxiei. Toate rasele vor uh, ascensiona și toate planetele și tot ceea ce se întâmplă în galaxie. În ce sens? De exemplu, Pământul, cu sau fără oameni, el oricum o să urce în a cincea desitate. Și cei care sunt în 5D, da? vor urca mai departe, în 6D, sau în anumite, că și 5D-ul este scalar, da? Și dacă, să zicem că are o treaptă de la 1 la 10, și de cei care sunt pe treapta de 5-3, de exemplu, da? 5D.3, va urca în mai sus. 5.7D, spre exemplu, da? Și atunci, Taigeta și-a dat seama, deși este foarte militarizată, în urma războaielor Orion și tot ceea ce a suferit întreaga, întregul cadran al galaxiei, datorită din cauza nu datorită, din cauza războilor Orion cu aceste rase regresive, atunci este foarte bine militarizată. Dar în același timp și-a dat seama că nu are cu cine lupta, că totul este mental, absolut totul. Și atunci au trecut spre partea spirituală, dar într-adevăr, încă au mai rămas militarizate, dar a trecut spre partea spirituală și-a dat seama că totul se poate rezolva cu mintea. Mergem mai departe. Deteriorarea relației lor și de ce? Acest lucru ne conduce la o deteriorare clară a relației dintre federație adică în mod specific nivelul federației desemnat să supravegheze pământul și nevoile sau problemele acestuia, notă Amos. Singurele probleme care spun că le au cu federația uh, și neînțelegeri și această râcă este doar asupra pământului, adică uh, nu este de acord... Nu sunt, pentru că sunt mult mai multe rase uh, care nu sunt de acord cu comportamentul uh, Federației față de pământ. Dar uh, Taigeta iese în evidență pentru că ea este reprezentanta Consiliului Al Deci acestea sunt singurele neînțelegeri. În rest, ei au relații cordiale și ci că ar fi o înțelegere foarte bună între ei, între toți. Singurele divergențe sunt pentru pământ, să spun. Am încheiat nota. Fie că nu numai sediul central al Federației din Viera, care deține aproape o putere reală, sau adevărații supravieghetori ai acestei zone în care se găsește pământul, aceștia ar avea sediul Federației bazat pe Saturn. Întrucât Taigeta a suferit o schimbare clară a intereselor cu Alenim, în control, la putere, da? Federația a pierdut una dintre cele mai mari ramuri militare, deoarece, deși Taigeta are puțin locuitori, aproximativ 38 de milioane în total, puterea sa militară este excelentă și este doar a doua după Engan și în tot sistemul, de stel, în tot sistemul uh, stelar M45, Alenim nu a văzut necesitatea menținerii unei armate atât de mari, deoarece nu a văzut necesitatea acesteia, deoarece toate amenințările previzibile și diferențele la îndemână ar putea fi rezolvate cu alte mijloace și nu cu putere brută. Un alt factor este că, din moment ce Taigeta face parte din Consiliul Al Sione, alte rase precum Engan aplică deja protecție și acoperire de patrulare în zona generală M45. Acest lucru a provocat o retragere a participării taigetienilor de la afacerile federației în ceea ce privește operațiunile militare comune, în special în jurul pământului unde Centauri al Fratei au fost numiți de federație pentru a prelua locul pe care Taigeta l-a lăsat vacant. Notă Amos. Tot pe Amos Varu pe pagina de Facebook, veți găsi uh, informații despre cum au fost eliberate câteva planete, nu mai știu, dar uh, uh, Centaurii și al fratenii, de către federație, de ocupația raselor regresive. Și asta a fost curând, în anii noștri. Și atunci, aceste rase, Centaurii și alfrateenii, care printre ei se află și mulți, foarte mulți oameni pământeni, adică. Uh, sunt, le sunt foarte datori, cum ar veni, uh, Andromedanilor și Consiliului Andromedan, da? uh. și cam fac tot ceea ce spun ei, fără să se mai gândească la consecințe. Am încheiat nota. Mergem mai departe. Gosia spune mulțumesc pentru toate aceste explicații. Am o scurtă întrebare. Ai spus că Taigeta și-a retras asistența militară din federație. De ce se numește militar dacă nu este nimeni acolo cu care să se lupte cu adevărat? Deoarece federația este mai mare și mai ales nivelurile mai mici se află încă într-o mentalitate de protecție care așteaptă rasele regresive. Atenție! Așteaptă rasele regresive! Problema raselor regresive care au apărut și de pe pământ este văzută și înțeleasă dintr-o perspectivă mai largă a conștientizării. De la federație, în ceea ce se numește 5D, ei încă mai văd și își fac griji cu privire la invazie. Rase regresive și reptile care mănâncă oameni. Puteți vedea acest lucru ca o problemă de densitate. Din Federația 5D, ei văd că regresivul este pe cale să invadeze. Dintr-o perspectivă mai largă, se pare că toate aceste concepte sunt generate de pământ. Ai putea chiar numi pământul nucleul răului de unde emană totul. Vorbește despre exportul influenței și ideilor negative. Asta vedem, și din ce în ce mai clar. Notă Amos. Cum noi suntem creatori. A se vedea uh, la fel, găsiți pe, uh, pe canalul de YouTube Amos Varu. Uh, tulpas. Da? Și. În acest videoclip Tulpas vă explică cum, cum se creează aceste egregouri și idei și ce tot ceea ce înseamnă. Uh, și atunci, cum noi pe pământ creăm aceste, prin frică, prin ce creăm, da? chestia e că noi creăm aceste egregorouri, frici, tulpe, uh, entități. Ei, având punctul de atenție... Asupra Pământului, automat intră în frecvența noastră și automat ei încă stau cu această frică, și pentru că este o frică clară, pentru că există din moment ce noi le creăm, le dăm putere. Noi suntem creatorii și atunci ei încă așteaptă, cum v-am spus, rase, aceste rase regresive aceste acest balaur, aceste reptile să se bată cu ei. Dar dintr-un alt punct mai extins, se știe că pământul le creează și dacă punctul tău de atenție este pe pământ, aceea primești și tu. A doua problemă a apărut în 2018, când o taigetiană numită Zvaru de era s-a îndepărtat legal din Taigeta și din Federație. În căutarea libertății și independenței față de legăturile legale pe care le a considerat că interferează cu munca ei. Revendicarea legii spațiale a Federației, în special a primei directive, a fost nedreaptă la multe niveluri și chiar permisivă din punct de vedere penal în cea în ceea ce privește oamenii de pe pământ și problemele lor, ignorând practic necesitățile și preocupările lor reale ca indivizi și colectiv. La acea vreme, Zvarude era acționa în calitate de consilier personal a lui Alenim, de temer, care era de asemenea foarte preocupată de problemele oamenilor de pe pământ cu privire la numeroase atitudini Legale și ilegale ale federației, pe care amândouă le-au considerat neetice, și chiar mărginind cu un a fi simplu regresiv. După cum se va explica mai departe, Taigeta sub Alenim 1 mergea în mod constant împotriva politicilor federațiilor referitoare la pământ și cu privire la participarea M45 prin Consiliul al Sione, dat fiindcă Federația a cerut aproape impus necesitatea unei participări militare suplimentare și a aplicării în jurul grupului de stele Hiades, insistând că Taigeta trebuie să aplice zona într-o manieră militară în participare comună cu alte rase deoarece Taijeta are până astăzi o colonie mare pe planeta Sindriel, orbitând în jurul stelei Aldebaran, aflată în jur, jurisdicția sistemului stelar Hiades și a solicitat de asemenea renoirea participării militare a taigetei, zona din jurul sistemului solar Sol 13 și ulterior a Pământului. Cererea acestei federații a fost direct respinsă de Alenim I în timpul mai multor întâlniri care au avut loc în biosfera Viera, sediul federației pentru afacerile pământului. În timpul acelui set de întâlniri care a avut loc între anii 2019 și 2020, au avut loc o serie de acuzații reciproce între reprezentanții DAIGETEI și ai federației care au acuzat Taigeta că a încălcat regulile primei directive privind pământul în ceea ce privește contactul direct cu oamenii, semințe stelare sau nu, și că le-a le oferit o cantitate vastă de informații care dezvărie structura și funcționarea interioară a federației, precum și nenumărate subiecte referitoare la structura vieții, în general, în afara pământului, și elementele de bază schițe. Schițe însemnând că nimica nu nota nimica nu a dat real, adică nici fotografii, nici schițe, nici nimica. Doar a descris, iar adică nu sunt reale, da, pozele și nimica din expunerea informațiilor targeta ca Poze sau caschise nu este reală, dar a dat detalii, și iar aceste detalii au fost făcute fotografii pe computer. Și așa am putut, erau ca și cum erau re, reale, dar nu erau, tocmai pentru a nu încălca prima uh, directivă. Mergem mai departe. Dar erau clare, exact, pentru toate tipurile de tehnologie care trebuie păstrate, adică păstrate ferite de oameni tehnologie sensibilă sau peste nivelul civilizației. De asemenea, acuză taigetienii că își fac propriile reguli, începând cu ieșirea legală a lui Zvaru Era din Taigeta și Federație, devenind legal o specie independentă. Se desprinde de taigetieni și de asemenea din cauza mai multor încălcări ale spațiului aerian al Pământului, de către navele spațiale de luptă taigetiene, care au folosit în mod continuu și reticluri și găuri de buclă pentru regulile de zbor, pentru a scăpa cu zborul peste tot, în afara statului de drept. Două exemple în acest sens sunt Nava de vânătoare marcată cu numărul de cod al fanionului TPT-150 care a trecut în mod continuu ca aeronavă umană, chiar participând cu piloții altor nave și cu ceaturile din turnul de control, lăsându-se în același timp să fie văzute pe radar și vizual, cu absolut nicio privire la viteza sa superioară a capacității umane pe care radarele menționate o indicau în mod clar. De asemenea, controlul zborurilor turnului de viteză la viteză mare, fiind văzut de nenumărați oameni, așa cum s-a întâmplat de trei ori pe aeroportul Ohare Chicago, odată în 2006 și apoi în 2017 și încă un altul în 2019. Și de asemenea pasul de flyby de mare viteză al turnului de control peste aeroportul Lax în 2019 Hila. Un altul este nava de luptă marcată cu numărul de cod Fanion TPE-157, care în cel puțin trei ori a piratat conectivitatea ATG la internet pentru a intra în contact audio direct cu oamenii știind cine era pilotul. Audio KL. Taigeta, de cealaltă parte, a acuzat federația de neglijență penală. Împotriva rasei umane, doar în ceea ce privește nevoile legale și drepturile oamenilor din afara Pământului, implicat sau nu în a fi sau care participă în interiorul Pământului ca oameni în orice modalitate: semințe stelare, walking sau coborâri. Notamos: coborâri direct, adică din densitatea 5D cu. Acea uh, centură um, se poartă o centură pentru a putea face față densității 3D, uh, pentru a nu avea dizonanță de frecvență. Nu poate să stea mult, dar totuși capătă o experiență de câteva zile. Am încheiat nota. Uh, mă refer la membrii federației oameni care sunt cumva în 5D și 3D jucând oameni când de fapt nu sunt umani și pe lângă faptul că nu sunt umani, sunt și diplomați ai federației. Acest lucru este speculativ, dar văd că se întâmplă. Notă Amos. Adică cei din federația 5D, să zicem că își puneam aceste ceturi, da, de schimbare de frecvență și coborau aici pe pământ, nu știu, jucau anumite jocuri, nu? Făceau pe umani, dar nu sunt umani și atunci a încălcat clar prima directivă, da? Mergem mai departe, am încheiat nota. Acum în ce măsură își amintesc cine sunt sau chiar spun adevărul este discutabil? Adică că n-a coborât cu vălul uitării sau că a coborât cu vălul uitării, n-a coborât. Nu vă bazați pe ei să spună adevărul, aceea ce se întâmplă cu federația tot ce văd în legătură cu acești ufologi oficiali și sociali, membrii clubului lor, în care se în întăresc reciproc, este că fie, sunt jucat, fie că joacă agendele lor, fie că sunt în favoarea banilor și a faimei. Nu văd nimic care să indice de la distanță că au informații reale cu privire la federație, printre multe alte lucruri. Notă Amos ceea ce vrea să spună este că mulți ufologi și mulți din lumea spirituală spun că au legătură cu federația, că federația face, că federația drege, care ne ajută, când de fapt nimeni nu spune adevărul. Bine, asta cu adevărul este relativă, că ceea ce poate să fie pentru mine adevărat nu poate să fie pentru tine și invers. Dar aceasta este poziția taigetei și acestea sunt declarațiile lui Zvaru X oficiale. Mergem mai departe. În plus, am acuzat Federația că nu a luat în considerare nevoile locuitorilor pământului în favoarea recunoașterii și chiar a onorării politicienilor considerați legal numiți în funcții de putere de către însăși populația umană prin alegeri democratice. Atunci când Federația nu ia în considerare falsitatea unor altfel, astfel de alegeri, democratice și a întregului lor sistem, așa cum a fost clar înșelat pe tot pământul, făcându-le invalide, deoarece au fost conduse cu ajutorul unor înșeleciuni și minciuni. Notam: Se știe cum a fost înșelate alegerile din America și odată cu aceste înșeleciuni, au fost dezvăluite și alte, de fapt a arătat că toate alegerile sunt măsluite, nimic nu este adevărat din alegeri. Te duci la, să alegi și degeaba nu alegi, că ei tot au acel sistem în care te, în care ies, sunt păcăliți, oamenii sunt păcăliți. Nu este cine este, este ales de către populație. Am încheiat nota. Mergem mai departe acuzând federația că nu numai că nu a luat în seamă acest fapt clar și incontestabil, ci că a insistat și asupra faptului că populația de pe pământ și-a dat consimțământul de a fi reprezentantă de astfel de politicieni, indiferent dacă alegerile au avut loc sau nu înșelător. Pe pământ se pare că nu mai există liberul arbitru mai mult acuzăm federația că nu înțelege invadilitatea și pe rimarea democrației ca un sistem nedrept bazat pe numărarea voturilor simple, neinformate și nu pe decizii inteligente și obiective și nu înțelege structurile societăților secrete care manipulează și induc în eroare umanitatea spre comoditatea cu utilizarea mai multor înșelăciuni și minciuni simple, folosind sisteme neloiale de control al minții și de control al populației care încalcă direct prima directivă, însăși Federația a spus că aplică în primul rând. Federația îi vede pe taigetieni ca fiind nesăbuiți, neascultători și care se ocupă de a-și alcătui propriile reguli taigetienii văd practic liderii federației, oricine ar fi aceștia, pentru că totul este în umbră, acționând într-o manieră ipocrită și părtinitoare, cu o totală ignorare a nevoilor reale ale populației umane, în favoarea propriilor puncte de vedere și chiar a intereselor lor. Discuție cu Aneca 16 septembrie 2020. Aneca: Nu suntem de acord cu modul în care federația gestionează lucrurile pe pământ. De aceea diferim. Ei sunt, ei spun că sunt foarte iubitori, chiar și cu noi și spun că ne susțin și toate acestea, dar când vine momentul, ei doar ne critică și ne văd cu o listă lungă de adjective nu foarte bune. Nu iubesc, ne iubesc în felul lor și în același timp s-au săturat de noi și de modul nostru de a vedea lucrurile și de pri prioritățile noastre. De ce s-au săturat? Pentru că noi, în consilii, boicotăm constant inițiativele lor. Ce inițiative sunt acestea? Pentru că ghidează o nouă ordine mondială pe pământ pentru că ridicarea nivelului de dificultate pentru a trăi pe pământ, pentru promovarea, extragerea mai multor suflete, să permită oamenilor să facă orice vor în numele liberului arbitru, în timp ce îi manipulează pe de altă parte. Notă Amos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cei lideri din federație, care cobor pe pământ din 5D, da, în 3D uh, și apoi urcă înapoi, se duc și spun că trebuie să mai preseze jocul, că până la urmă totul este un joc și că să preseze mai mult uh, pământul, să facă jocul mai dificil și mai greu. Iar uh, manipulându-le, federația manipulându-ne frecvența, da, Percepția, pardon, manipulându-ne uh, percepția, atunci, cum am spus, noi creăm aceste lucruri și zic că noi, dacă noi creăm, că noi cerem toate astea și atunci ei respectă liberul arbitru că noi cerem și atunci ne dă. Dar ei ne manipulează. E normal să ceri dacă ești manipulat. Mai departe, zice Aneca Totul cu scuza că este ceea ce își doresc aceiași oameni în timp ce sunt în afara 3D-ului. Iată, deci, un dezacord. Deoarece Federația spune că oamenii sunt la fel în 3D sau 5D sau în orice D. Și spunem că, deși sunt faptul că, deși sunt, faptul că nu-și amintesc, creează un alt punct de atenție, care se rezumă la faptul că sunt în 3D. Ei sunt efectiv alți oameni. La ceea ce erau în 5D. Dar, potrivit lor, se pare că la intrarea pe pământ se renunță într-un fel la liberul arbitru. Nota Amos: Alo, Federația, ați înnebunit? Cine a spus că renunță la liberul arbitru? Cine ar putea renunța la un drept universal, la un drept al Universului, la un drept al Ființei? Uh, interstelare, nestelare, nu mai contează a ființei, nimeni nu poate să renunțe la liberul arbitru. Ai renunțat la anumite percepții, asta este altceva, ți-ai ți, -ai pus vă, ți -ai făcut nivelul jocului mai greu, poate, sau văr uitării, că și ăsta este pe trepte, ok, da, dar nimeni nu poate să renunțe la liberul arbitru. Terminați-vă cu aberațiile astea. Am încheiat nota. Mergem mai departe și federația își întoarce o mare parte din mânia sau nemulțumire împotriva lui Iazi. Notamos, Pentru că sunt invidioși. Lu Hei, seniori, cei din federație lucrează la umbrele voastre, pentru că nimeni nu este nici inferior și nimeni nu este nici superior. Deci dacă Iazi poate să facă ceea ce face, înseamnă că și voi puteți. Doar că trebuie să vă dați jos din umbre, din bolovani, din programele pe care le aveți. Am încheiat nota. Fiindcă faptul că nu o recunosc păiazii Cazvaru sau o recunosc doar atunci când le convine și asta începe o altă controversă cu ei. De ce ascultăm o fată? Notă Amos. Simplu că nu există bebe, copil sau adult. Există suflet în evoluție. Alo, federația, mai spuneți că sunteți și în 5D. Am încheiat nota. Ei găzduiesc întotdeauna lucrurile după oportunitatea lor. Apoi, Alenim se enervează și sfârșește prin boicotarea inițiativelor, deoarece, pentru a continua, au nevoie de unanimitatea unui grup sau a unui complex de organizații ale Consiliului care reprezintă diferite culturi, adică unanimitatea marilor consilii, nu a membrilor izolați. Dar din moment ce alenim îi reprezintă deja pe Alsione, adică toate pleiadele, iar alenim o ascultă pe bebeluși în ghilimele, acest lucru este complicat din punct de vedere politic, deoarece federația susține că este o singură rasă sau cultură care boicotează totul, fiind o rasă cu foarte puțină populație și nu ca consiliul alsione însuși. Dar în mod legal trebuie să o ia pe Alenim ca reprezentant, pentru că așa a decis Consiliul al însuși, și ne întoarcem la același lucru. Federația spune că o fată, practic un bebeluș, la ea zis se referă, manipulează politic toate pleiadele M45 și ele în consecință, și ele în consecință. Termenul bebeluș pentru iazi provine de la ei. Gosia întreabă, zice, când spui că promovezi extragerea mai multor suflete, vrei să spui uciderea? Aneca. Pentru ai motiva să fie atât de obosiți de viața de acolo, încât preferă să moară. Notă Amos. Adică, te manipulează, îți face viața grea și toate cele, și automat sufletele nu mai vor să continue acest joc și vor să moară prin orice metodă. Asta înseamnă uh, un genocid împotriva un, întregii umanități, înseamnă încălcarea liberului arbitru și stricarea propriului joc. Adică tu ești liber ca ființă, ca parte din Sursă, ca fragment al Sursei, să trăiești ceea ce dorești tu în orice densitate. Unde vrei să-ți faci jocul tău și să experimentezi tot ceea ce vrei tu. Nimeni nu are dreptul să te oprească și să te manipuleze, să-ți manipuleze percepțiile și apoi să pur și simplu să te facă să. Să vrei să, să mori, mori în ghilimele pentru că ești etern, dar nu are dreptul să-ți oprească această experiență, să stai, să-ți să o manipuleze cum ve, vor ei. Tu ai venit aici să trăiești o experiență cum vrei tu, nu să fii manipulat și să se joace cu tine ca, ca și cum ai fi o păpușă. Nu este normal. Am încheiat nota. Gosia întreabă. Și nu mai există nicio rasă pleiadiană în apropiere? Aneca, există mai mulți ple pleiadieni aici, dar nu își oferă serviciul în fața Consiliului Federației pentru Afaceri Terestre, în calitate de reprezentanți ai M45, în mod direct, ci doar ca reprezentanți ai culturii lor, în timp ce alenim reprezintă atât taigeta cât și pleiadele în general. Trebuie să fie frustrant să fii prezent la aceste consilii cu ei, spune Gosia. Și Aneca zice, da, bineînțeles, sunt aici, suntem aici cu ei. Am dezvoltat deja o aversiune foarte puternică față de a fi în prezența lor sau doar a vorbi cu ei ca alergie. Îmi scad frecvența, mă enervează, mă renesc. Vor capetele tuturor celor de pe această navă. Se referă la nava. Toleca Taigetianu. Dar ce se întâmplă când nu sunteți cu toții unanimi? Inițiativa nu continuă și este amânată pentru următoarea ședință și legal încearcă să o întoarcă între fiecare întâlnire sau încearcă să o cumpere pe alenim cu mai mult sprijin pentru Taigeta sau lucruri de genul acesta, dar, iritant pentru ei, Tainceta nu are nevoie de ajutor. Sau încep să spună că nu e treaba lui Tainceta ceea ce fac sau a lor în general. Sau vor să oprească legal Consiliul Alsione. Sau vor de asemenea să vorbească cu Consiliul alțione sărind peste Alenim. Robert întreabă Consiliul Alsione cine sunt ei cu adevărat. Consiliul Alsione este 5D cu reprezentanți vii și fizici din fiecare dintre culturile din M45. Acestea sunt aproximativ 12 culturi în total, 12 rase, deoarece fiecare dintre ele reprezintă subculturile sale sau culturile subdezvoltate și preindustriale aflate sub jurisdicția sa mai departe continuă zvarul X. Și aceasta este baza deteriorării relației dintre Taigeta și Federație, care a dus la separarea legală, cel puțin parțial, în februarie 2021, unde Taigeta recunoaște Federația doar prin Consiliul al Sione și nu ca membri independenți direcți. Aceasta ca o încercare legală a lui Alenim 1 de a elimina taigeta din stăpânirea federației și a lipsei de flexibilitate. Adică nu vor să-i mai recunosc, nu, taigeta nu vrea să mai recunoască federația ca putere sau ca taigeta să nu mai fie sub puterea federației. De asemenea, este important să menționăm că toate deciziile referitoare la uh, toate acestea au fost expuse în detaliu oamenilor din Taigeta de către Alenim I și echipa ei, precum și prin înaltul Consiliu din Temer. Și a fost decizia poporului din Taigeta să accepte și să continue propunerile lui Alenim, așa cum a decis Consiliul, înseamnă pentru toate cele patru planete ale civilizației și ale culturii taigetiene. Deci, Alenim 1 adoptă voința poporului ei. Am încheiat acest videoclip. Nota mea. Mulțumesc, Alenim, că ești alături de pământ, de întreaga umanitate, și că pur și simplu lupți pentru noi pentru planeta Pământ, pentru întreaga umanitate. Mulțumim!